început, citim ordinea de zi. Doamnelor și domnilor consilieri, dați-mi voie să vă prezint dispoziția numărul 36 din 31.01.2024 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Bostânge sub Bacău, data de 31.01.2024, având următorul proiect al ordinei de zi. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâri pentru aprobarea indicatorului tehnico-economic reactualizat și a devizului general reactualizat pentru obiectivul de investiții modernizare prin asfaltare drumul comun al Bostângețului Bacău, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salini, precum și asume reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Articolul 2. Prevederile prezente dispoziții vor fi aduse în deplin de către Secretarul General al Comunei și vor fi aduse la cunoștință publică prin afișare. Mulțumesc! Înainte de a trece la ordinea de zi, să punem la vot pe procesul de verbal la ședință de data de 12, 20 și 15 ianuarie. 12 decembrie și 15 ianuarie. Da, vi le-am comunicat în cursul zilei de luni. Am reușit să le definim. Dacă nu se discute, să punem la vot. Cine se poate? Trecem la proiectul. Proiect de hotărâre prin aprobarea indicatorului tehnico-economic reactualizat și a devizului general reactualizat pentru obiectivul de investiții modernizare prin asfaltare drumul comun al Bostângețului Bacău, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salini, precum și asumere reprezentând categorii de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Consiliul Local al Comunei Bârsănești hotărăște. Articolul 1. Se aprobă indicatorul tehnico-economic reactualizat pentru obiectivul de investiții modernizare prin asfaltare drumul comun al Bârsănești-ul Bacău, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salini, precum și asume reprezentând categorii de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului conform anexei numărul 2 la prezenta hotărâre. Total general 10.707.232,44 de lei cu TVA, din bugetul de stat 7.540.000 de lei cu TVA și bugetul local 3.167.170,17 lei cu TVA. Articolul 2. Se aprobă devizul general actualizat apelând obiectivul de investiții modernizare prin asfaltare drumul comun al Bostângețului Bacău, conform anexei numărul 1 la prezenta hotărâre. Articolul 3. Se aprobă finanțarea de la bugetul local al Comunei Bârsănești-ul Bacău cu suma de 3.167.170,17 lei cu TVA, reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local, conform prevederilor articolul 4, alineatul 6, din normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor ordonanței de urgență a Guvernului numărul 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții Angel Salini pentru categoriile de investiții prevăzute în articolul 4, alineatul 1, litera A și D, din ordonanță de urgență a Guvernului numărul 95/2021, aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației numărul 1333/2021, finanțarea va fi asigurată de excedentul bugetului local la data de 31.12.2022. Articolul 4, anexe 1 și 2, fac parte integrată în prezenta hotărâre. Articolul 5. Aducerea de plină prezente hotărâri se asigură de către primarul Comunei Bârsănești, Consiliul Bacău, la data adoptării prezente, orice hotărâre contrară își încetează aplicabilitatea. Articolul 6. Prezenta hotărâre se comunică în termenul legal prin intermediul Secretarului General al Comunei, primarul Comunei, prefectul Județului Bacău, Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației și va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet. Vă mulțumesc! Dacă nu se discute, spune de lucrurile, o să vă două cuvinte ca să fie mulțumesc. Vă cunoscuți de parcursul timpului, am aprobat de mai multe alegători economici care au suferit modificări în funcție de diverse perioade. Ultimii indicatori care au fost aprobați de noi sunt cei care au fost, sau ultimele sume aprobate pentru acest obiectiv, au fost cele care au ținut de finalizarea procedurii de achiziție. În momentul de față, fiind predat proiectul drumului de legătură dintre Bârsănești și Albele, astea sunt indicatorii finali care sunt supuși aprobării și care vor face obiectul hotărârii transmise către Programul Național Angel Salini, urmând ca noi să asigurăm acea cofinanțare care apare în indicatorii din devizul general, iar cealaltă parte, marea parte a cofinanțării, să vină din Programul Angel Salini. Sperăm ca în viitorul apropiat acest drum să putem să dăm drumul. Deja a fost depusă documentația pentru obținerea autorizației de construire. În următoarea perioadă sperăm să vedem utilajele pe drum și să înceapă lucrarea pentru acest punct de interes pentru comunitatea Albele și pentru întreaga comunitate în ansamblu. Dacă nu mă spune, spune la vot, doamna prezentă. Cine este pentru?
Da. Legat de acest proiect, a fost o solicitare de acestea, în legătură cu partea cealaltă de drum din Albu. L-a rugat domnul primar și a scos aici și cartea funciară la, la partea de drum din interiorul satului. Deci, este proprietate Rom Silva. A, am atat proprietate Rom Silva. Da, este emisorat de carte funciară, dacă vezi domnul... Toate drumurile au fost dat pe HG, dar ce nu v-a lăsat băbuiți la Rom Silva ca și prima să le preluați? Deci, pe HG din anul 2000 îți dat poate la proprietatea noastră și el au rămas. Dar ce nu v-ați pus să-l predea? Îl dai judecat dacă nu îl predai mai repede. Așa, normal, că e al lui Rom Silva, nu vreți să fac. Cine e mai capabil să facă demersul în continuare? Deocamdată au fost făcute demersuri, preluare. Trebuia să facă din foarte 2000 bine. Care au fost primari, să zic. E clar. Îmi trebuie modificarea cărții funciare la pod, care de la locul Silvic și cu asta. E, dar judecat să predea mai repede. Celălalt cum îți predați? Tot pe celălalt HBC. Cine vrea să-mi știe la divers? La diverse. Acolo, între podul de la Silvic și școală, este un singur arim pe partea despre drum care i-a plecat și își usca de la vârf. O să rup la un vânt. Pod arim, da. Între podul de la școală și podul de la Silvic, de Lier. Este partea despre drum, un singur arim, care i-a plecat despre drum și își usca de la vârf în jos, începând cu suci. Mai zi o dată, între podul de la școală și... Podul de lemn de la Ocovul Silvic. Ok, bă. Un arim pe malul despre drum. Trebuie dobor. Dar ce face ăla? Atât în drum? Da. I-a plecat, dar și uscat de la vârf. Am înțeles. E unul singur, un mal despre drum. Malul despre drum. Altcineva? Altcineva? Dacă nu declar ce zicem.